După vlog în care am anunțat mutarea, vine și holul de casă nouă, așa cum v-am obișnuit. Am fost astăzi în Yves Rocher, am luat un singur produs, dar vreau să vi-l menționez. Am fost în Pepco și am fost în Carrefour și am cumpărături pe care vreau să vi-l arăt și vouă. Din câte vedeți, nu sunt singură, ci sunt cu acest suc de la Fanner. Este un suc de portocale roșii pe care l-am luat pentru că am avut un moment de slăbiciune, e gigantic, are 2 litri. Problema cu el este că are zahăr în ingrediente și e ok, e gustos, dar din păcate la final lasă un gust de detergent de vase care nu e chiar foarte plăcut. Ăsta e din Carrefour, am început cu el pentru că am băut din el mai devreme, dar înainte să trec la cumpărăturile din Carrefour, vă arăt Pepco și apoi cine vrea să rămână până la final să vadă și cumpărături de mâncare, poate să facă. Bun, aveam nevoie de burețel coniac, așa că am fost, sau conjac, mă rog, am fost la Yves Rocher și l-am luat pe acesta pe care mi l-ați recomandat voi. A fost 25 de lei, deci e destul de scump față de ce aveam eu până acum din Deme, dar din păcate aceia nu se mai găsesc. Este pentru ten și curăță cu delicatețe, pentru un ten neted, catifelaș luminos. E un burețel coniac, este valabil de la o lună la 3 luni în funcție de frecvența utilizării. Da, pare interesant, fata de la Yves Rocher mi-a zis că ea îl folosește și că îi place foarte mult și abia aștept și eu să-l încerc. Apoi am fost în Pepco și am luat câte ceva. Am cumpărat aceste, nu știu cum să le zic, stați că poate scrie, avertizare, această pungă nu e o jucărie, nu asta. Suport pentru masă, I guess, placemat. Și sunt 4 bucăți aici și treaba asta a fost 5 lei, deci 1,25 lei bucata. Și le-am luat ca să le pun pe masă și să protejez cumva masa de mâncare. Mi s-a părut o idee faină, am văzut acolo mai multe variante, dar astea mi s-au părut drăguțe. Și când am văzut că vin și 4 la set, am zis că e perfect. Și îmi place mult modelul, e tare drăguț. Când vine primăvara, sunt foarte atrasă de modelele astea cu frunze așa, foarte drăguț. O treabă pe care am văzut-o la ei pe Instagram și eram, de când am văzut-o, eram convinsă că o să o cumpăr. Nu știu dacă pune focus pe ea, sper că o vedeți totuși. Cam așa arată. Este o treabă cu care nu faci nimic. Este ceva cumva inutil, dar este superbă. O ramă, aș putea să-i zic, care are în interior niște trandafirași foarte drăguți. Mi-a plăcut la nebunie de când am văzut-o pe Instagram. Deci mi s-a părut superbă și am zis că dacă tot m-am mutat aici, hai să sărbătoresc treaba asta cu acest ornament foarte drăguț, colorat și așa de primăvară și știu deja și unde o să-l pun. E foarte drăguț și mi se pare fain să-l pui și într-un cadou. Dacă dăruiești cuiva un cadou și nu știu, ei poate o bijuterie sau un parfum, mai de nou, pot să completez cu treaba asta în loc de buchet de flori și cred că nu e nicio fată care nu s-ar bucura pentru că e chiar drăguț. Sunt multe pisici pe aici. 15 lei a fost asta și uitați cât de frumos e. O să-l pun și în fundal pe la clipuri. Stați să dau pisicile jos. Jos de pe masă. E nouă casa, de aia le las să umble pe aici pentru că le las. Mă rog, nu le las, dar de asta sunt atât de curioasă să umble pe aici pentru că nu sunt foarte acomodate. Mai departe, am luat o cană. Asta e o cană pe care am văzut-o de mai mult timp. Însă nu am luat-o atunci când am văzut-o. Cam așa arată ea. Și e foarte drăguță, e cu auriu și a fost destul de scumpă pentru cană, însă eu din cană nu, cum să zic, nu dau doar ceai sau ceva, mai și mănânc din ea, lapte cu cereale, porici, a fost 15 lei asta. Mai departe am luat 2 farfurii din astea plate, trebuie să merg și să-mi cumpăr și farfurii mai mari, pentru că gen platou, pentru că nu am. A fost 4 lei bucata, sunt albe, simple și mi s-au părut drăguțe. Așa, și am mai cumpărat încă un set din acesta de cuțite. Sunt foarte bune, să știți, și e doar 4 lei și ambele taie foarte, foarte bine și vi le recomand foarte mult. Așa, și mai departe am luat 2 lucruri într-o culoare superbă și din primul superb. Aveam nevoie de umbrelă, deci n-am luat-o doar așa. E o umbrelă care nu cred că o să fie de cea mai bună calitate, însă zilele astea plouă și am rămas fără umbrelă, a trebuit să împrumut una. Și am zis că trebuie să cumpăr neapărat o umbrelă și pentru mine. Am văzut-o pe asta Animal Print. Chiar înainte să ajung în mall, văzusem o doamnă cu o umbrelă cu Animal Print și mi s-a părut că arăta atât de cochetă. Și mi-am luat și una. A fost 10 lei. Nu cred că o să fie, nu știu, wow, dar cât o să mă țină, o să mă țină.
Și am văzut și acest mai eu, care este acest mop super. Și l-am luat în cea mai mică mărime, tot mi se pare un pic lărguț. E mărimea S, a fost 8 lei și arată cam așa. Nu știu dacă e, mă rog, e mai eu de corp. Cred că merge purtat și pe sub haine, dar și pe deasupra. Eu așa sper cel puțin. Îmi pare rău că nu sunt bretelele astea reglabile, sincer. Dar culoarea e tare drăguță. Și cam asta am luat din Pepco. N-am stat foarte mult acolo, fiindcă era relativ plin și am și stat la coadă, dar am vrut neapărat să intru. Pentru ce am intrat? Stați că am intrat cu un scop. Cred că pentru cuțite am intrat sau pentru farfurii. Mă rog, pentru ele, să zicem, dar am mai completat și cu alte lucruri. Acum, o să strâng ce ei și trecem la cumpărăturile din Carrefour. Am lăsat sucul și... Asta pentru că sunt foarte drăguțe. Așa, din Carrefour am luat o legătură de pătrunjel, o legătură de ceapă verde. A venit primăvara și așa sărbătoresc eu. Am luat o smântână, deci frigiderul meu în momentul ăsta este gol, gol, gol. La fel și congelatorul, la fel și, mă rog, prin dulap mai am una alta. Dar am simțit nevoia să-mi iau o smântână, deși nu am nevoie neapărat în momentul ăsta, dar prefer să am o smântână în frigider și un iaurt. Mi-am mai luat porici, asta fac mereu când mă duc în Carrefour, pentru că doar acolo se mai găsește aparent și mai am porici, dar am zis să mai iau totuși. Un lapte, n-am nimic de zis despre el. Am luat o focaccia cu cașcaval, nu prea mi-a plăcut ce pâine am găsit din Carrefour și am luat, o să vedeți, niște variante destul de triste. Asta nu e cine știe ce, e mai bună caldă, dar nu am posibilitatea să o încălzesc decât dacă o pun în tigaie, ar fi o idee bună. Am luat, o să vedeți că am mai luat încă două chifle. Așa, ce am mai luat? Am luat spanac din ăsta frunze porționar, pentru că vreau să încerc să fac omletă cu spanac. Am auzit că e bună, e sănătoasă, clar, dar nu știu ce gust ar putea avea, nu știu nici cum se face, mă gândesc că e destul de simplu și vreau neapărat să încerc. Poate încercăm împreună într-un clip, cine știe. Am luat alune, mă rog, arahide prăjite și sărate. Astea sunt chipurile pe care le-am luat. M-am zis trist azi în Carrefour și am fost într-un Carrefour foarte mare. Am luat niște brânză topită, nu mă judecați, dar e bună din când în când. Am luat grana padano din ăsta ras așa. Și apoi am mai luat un săpun de la Protex cu aloe ca să-mi spăl bureței și pensulele și două batoane din astea de Kinder Bueno. Mai departe, am luat niște, cum se numesc? File de porc, ca să fac, nu știu, pe grătar, cred că o să le fac, da, cred că ar fi ok. Și mai diseară o să fac o tocăniță de cartofi. O să vedeți că am luat și niște cârnăciori. Am trebuit să recumpăr de la Wilkinson Intuition aceste rezerve pentru bigul pe care l-am. Dacă vă amintiți, într-un haul din asta de cumpărături anterior, vă spuneam că mi-am cumpărat și v-am și arătat, că mi-am cumpărat o lamă din aia obișnuită și că mi-am luat-o ca să văd, cumva să-mi amintesc de ce am trecut pe aceste lame. Și m-am iritat groaznic, a fost horror și a fost destul de scump, adică a fost 5 lei o lamă din aia. Și eu folosesc și spumă de ras, o spumă de ras calitativă și m-am iritat groaznic. Așa că mi-am reamintit cât de bună e treaba asta. Am aparatul și trebuie să-i schimb doar rezervele. Și 3 rezerve costă 30 de lei, prețul este destul de mare, însă o rezervă din asta are, vine așa, o lamă într-un săpunel și te ține, nu știu, de mai multe epilări. Depinde și cum îl depozitezi. Dacă ții în duș și se udă continuu, se consumă acel săpun. Dar de obicei, nu știu să vă zic, de 3-4 ori, cred că poate fi folosit pentru un full, adică să te epilezi cu totul. Și eu sunt foarte mulțumită, nu o să mă mai întorc la lame, până când o să uit data viitoare și iar o să-mi iau o lamă, iar o să mă irit și tot așa. Am luat ouă, ca niciodată am luat 10 ouă, eu de obicei cumpăr câte 6, dar acum am zis să fac așa. Apoi, din Carrefour, îmi cumpăr de obicei castraveți din ăștia în saramură de la Darine, whatever. Am luat un borcan, am luat și o mozzarella, ca să fie de nou, un ton, am luat ton bucăți ulei de floarea soarelui, erau foarte multe variante, dar nimic nu mi s-a părut așa foarte interesant și am luat varianta asta din Carrefour. Așa, am luat și 3 banane, trebuie să se aglomereze pe aici. Am luat o fasole bătută, recunosc că am luat la cumpărături fiind în foame și am încercat totuși să mă abțin să nu iau tot ce-mi venea, dar asta arăta bine. Am zis de-aia totuși că nu pune focul, dar haide. Am luat și o lămâie, iaurtul de care vă ziceam, am nimerit unul de la Napolact, îl mai folosesc ca dressing sau, mă rog, un pachet de biscuiți Oreo,
Și o chestie foarte interesantă de la secțiunea cosmetice, acest ulei pentru duș de la Tezorii d'Oriente era o reducere și asta mi-a atras atenția. M-am gândit că poate găsesc un gel de duș interesant și erau câteva de la Nivea, au apărut ceva gamă nouă, trei variante cred că erau, cu floare de de caise, floare de nu știu ce și încă o floare. V-am dat multe detalii, nu? Le-am mirosit pe toate trei, toate trei sunt... Adică nu știu dacă le-aș mirosi cu ochii închiși, nu m-aș gândi că sunt arome noi. Duc cumva într-o direcție, ăla cu apricot miroase a Nivea cu apricot, cel roz cu floare miroase a din ăla cu bujor tot de la Nivea și mi s-a părut așa, zic, miros la fel, deci nu o să iau. Și lângă era acest Tezorii d'Oriente, de care eu am mai avut, este foarte calitativ uleiul ăsta de duș, este cred că cel mai bun. Și el în general costă 20 de lei și acum era la 15 lei redus și erau doar două variante. Le-am mirosit pe amândouă și asta mi s-a părut mai atrăgător, se numește Argan & Sweet Cyperus Oils Regenerating. Și miroase frumos, miroase foarte parfumat, îmi place mirosul, e tare drăguț, cantitatea 250 ml, ok, pentru 15 lei. Și să știți că sunt bune, sunt cele mai bune și dacă vă place textura de ulei în duș, să vă spălați cu un ulei care se transformă într-o spumă ușoară, dar vă deranjează în general mirosul de la Balea, Nivea, Dove, că ăsta este singurul pe care eu l-am testat în bugetul ăsta, că sunt și uleiuri de duș care costă 150 de lei, mă refer până în 20 de lei. Ăsta este cel mai fain ca și miros și textură și v-am zis, parfumul cu siguranță îl diferențiază de celelalte. Și da, eu am mai avut o variantă, dar nu cred că eu l-am avut, am avut altă variantă, alt miros și mi-a plăcut textura, chiar a fost super. Ok, și ce mai avem aici? Mai avem niște mușchi file afumat de la Christine și am luat doi cabanoși și doi cârnați afumați. De obicei așa fac pentru tocăniță ca să fie și un pic picant, să nu fie toți cârnăciori din tocăniță la fel. A, și tot pentru tocăniță am mai luat și cartofi. Ăștia sunt, am avut ceva, băcană, cartofi, m-am uitat așa la ei și arătau foarte bine. De ce am luat? Cred că asta e tot, nu? Da, eu așa zic. Cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut, asta este prima tranșă de cumpărături. Țineți cont că am fost singură în Carrefour și m-am cărat acasă cu o grămadă de sacoșe. A fost distracție. Da, am mai verificat odată și astea sunt toate cumpărăturile, v-am să fiu sigură. Da, acestea au fost cumpărăturile pe care le-am făcut astăzi. M-am distrat, ce să zic, să le car până acasă, a fost minunat, dar sunt foarte încântată că încep și eu în sfârșit să-mi umplu puțin câte puțin frigiderul și dulapurile. Gata, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, stați pe fază pentru că o să testez burețelul coniac într-un vlog viitor, să vedem cum e, sunt foarte încântată și eu să-l testez și o să vă mai vorbesc de celelalte produse, poate mai și gătim împreună, cine știe. Gata, vă las, vă mulțumesc că v-ați uitat la clip și ne vedem foarte curând cu unul nou, v-am pupat, pa!